Încă un stat interzice minarea de criptomonede. Iranul a anunțat că nu mai permite minarea Bitcoin pentru că se consumă prea multă energie în acest proces și afectează rețeaua de energie. Iranul stinge lumina pentru criptomonede. Țara a interzis oficial minarea de Bitcoin și a altor criptomonede după ce mai multe orașe s-au confruntat cu crize ale rețelelor de electricitate și au fost nenumărate pene de curent, scrie ZF.ro, care citează CNBC. Teheranul, capitala statului iranian, dar și alte orașe s-au confruntat în ultimele luni cu o criză a rețelei electrice care funcționa cu dificultate. Oficialii dau vina pe seceta care a afectat centralele hidroelectrice, dar și pe criptomineri. O mare parte din energia consumată este atribuită procesului de minare al Bitcoin, realizat în mod ilegal sau fără a avea o licență, potrivit guvernului iranian. La începutul anului, autoritățile iraniene au confiscat aproape 50.000 de mașinării folosite pentru minare, care foloseau electricitate subvenționată ilegal. Criptominerii consumau aproximativ 95 de megawați pe oră, plătind însă taxe foarte mici către stat. Potrivit statisticilor, iranienii au minat 4,5% din tot Bitcoinul existent la nivel global, fapt ce aduce Iranul în topul țărilor care practică această activitate. Decizia vine într-un moment complicat pentru piața cripto. Marile guverne din toată lumea au criticat consumul mare de energie pentru procesele de minare. Inclusiv Elon Musk anunța că nu mai primește plăți în Bitcoin pentru Tesla din această cauză. Pe de altă parte, Iranul are o criptomonedă centralizată. În urmă cu 3 ani, potrivit Financial Tribune, pentru acest proiect, 4 bănci iraniene au încheiat un parteneriat cu startup-ul Cognos Company din domeniul blockchain și au realizat o criptomonedă bazată pe aur. Moneda urma să fie folosită pentru a traduce în jetoane activele și proprietățile băncilor. Pentru început au fost emise 1 miliard de monede Paymon, indică sursele. Criptomoneda se tranzacționează acum pe marile platforme, dar a avut o evoluție modestă.